În perioada 1-7 mai, pompierii constanțeni au efectuat 397 de misiuni. Aceștia au fost solicitați să intervină la localizarea și lichidarea 13 incendii, în urma cărora s-au înregistrat doar pagube materiale. În intervalul menționat, pompierii au intervenit și la 15 cazuri de accidente rutiere soldate cu 22 de victime. De asemenea, echipajele ISU au intervenit și în alte 52 de situații, precum deblocări de ușă, asigurări de măsuri PSI la decolare, aterizare, elicopter smurt, ori salvarea animale captive în mediul ostile vieții. Totodată, pe linia prevenirii situațiilor de urgență, în perioada menționată, personalul Inspecției de Prevenire a executat 68 de controle din domeniul de activitate, lăcașuri de cult, turism și altele, în urma cărora au fost constatate 348 deficiențe și au fost aplicate 284 de avertismente și 64 de amenzi în cuantum de 417.000 lei. Cele mai multe misiuni efectuate de pompierii constanțeni au fost pentru acordarea primului ajutor și pentru transportarea la spital a persoanelor cu afecțiuni medicale.